Spitalul Medicover Cluj a oferit medicilor ORL oportunitatea de a participa la un workshop de aprofundare a tehnicilor de chirurgie endoscopică rinosinusală. Datorită acestui tip de intervenție minim invazivă, scade perioada de spitalizare a pacientului și numărul de zile necesare vindecării postoperatorii. Cred eu că merită apreciat și apreciază colegii care au venit la curs, e faptul că folosim tehnici din acestea cu radiofrecvență, cu ablație, care scad riscul de sângerare intra și postoperator și la fel scad numărul de zile necesar vindecării postoperatorii. Adică dacă înainte un pacient, să zicem, operat clasic cu instrumente reci, endoscopic, necesita 2-3 zile de tamponament, în momentul de față, după 12, maxim 24 de ore, este detamponat și se poate și externa a doua zi postoperator. Ce aduc nou aceste cursuri pentru medici rezidenți sau pentru medicii care deja practică chirurgia? În principiu, faptul că ne întâlnim și putem să facem o echipă, doi, să putem realiza multidisciplinaritate, iar pentru partea de rezidenți, manualitate. Faptul că ai ocazia să exersezi, să poți vedea tehnologie nouă, de ultimă generație, deja este un bonus. Ce înseamnă tehnologia asta nouă pentru pacienți? Pentru pacienți, o tehnică chirurgicală mai sigură, poate un timp operator mai scurt, cu o recuperare mai bună, mai rapidă. Practic, în acest curs vedem tehnici de endoscopie, endoscopie rinosinusală, atât de la partea de deviații septale, de sinuzite, de vegetații adenoide și tratamentul actual al lor. E un curs foarte, foarte bun și foarte eficient pentru noi, pentru că avem prezentări live din sala de operații, în sala de curs, unde putem să stăm, să asistăm, operațiile fiind făcute endoscopic, practic cursanții pot să vadă exact ce vede operatorul principal în timpul intervenției și avem parte și de explicații live de la domnul doctor Rădeanu, care în timpul intervenției ne poate explica tot ce face. Și vedem practic tratamentul actual, modern, al patologiei rinosinusale din sfera ORL. Doctorul Rădeanu a enumerat intervențiile care se fac prin endoscopia rinosinusală. Sinuzitele, polipozele nazale, inclusiv mai nou facem abordul endoscopic al deviației de sept, al vegetațiilor adenoide, câteodată tot prin endoscopie practicăm dilatații de trompă al lui Eustachio, inclusiv patologia tumorală, sigur, în funcție de dimensiuni și de simptomatologie, poate să fie abordată endoscopic rinosinusal. Asta înseamnă minim invaziv. Asta scade perioada de spitalizare a pacientului și în același timp scade și numărul de zile necesar vindecării postoperatorii. Un alt curs care a avut loc recent la Spitalul Medicover Cluj a fost cel de chirurgie robotică. Medicii s-au putut familiariza cu robotul Da Vinci, care a intrat de curând în dotarea secției chirurgie. Este una dintre cele mai avansate tehnologii chirurgicale existente la ora actuală în lume.